pe Domnului. Așa cânteam în refrenul acestei cântări, ajunge zile necazul ei. Vom citi un pasaj biblic care începe cu același cuvânt, ajunge. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 3, la versetul 11, câteva versete, pagina 1194. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfătări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și în slujiri idolești neîngăduite. Citim de la versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Vă invit să ocupați locurile, dragii mei. În Psalmul 8, versetul 3, spune psalmistul așa de frumos: când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna și stările pe care le-ai făcut, îmi zic ce este omul ca să iei seama la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Da, în ziua în care Dumnezeu l-a creat pe om, l-a încununat cu slavă și cinste. În fiecare zi Dumnezeu venea, vorbea cu el gură către gură. Vă dați seama ce adunare care venea Dumnezeu în persoană, vorbea cu omul. Ce adunare binecuvântată. Nici măcar omul nu era conștient că este gol. Era învăluit de slava lui Dumnezeu. Ce verset frumos! L-ai încununat cu slavă. Dar Roman 3:23 spune altceva. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă. În urma păcatului, omul a fost dezbrăcat de slava pe care a dat-o Dumnezeu inițial și auziți cum ajunge un om fără slava lui Dumnezeu. Parcă e și greu de spus câteva versete. Psalmul 22, versetul 6. Zice, dar eu sunt vierme, nu om. Auzi cum ajunge un om dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte în Scriptură, un alt exemplu, spunea Domnul către cineva: duceți-vă și spuneți vulpii acelea. Dar cine era vulpea aia? Irod, era un dregător, era un om cu vază, spune Domnul, eu vulpe. Auziți, se spune Apostolul Pavel, dacă vă mușcați unii pe alții, ca și câinii. Dar despre cine era vorba? Frați din adunare. În altă parte spune, scroafa spălată s-a întors să se scalde în mocirlă. Dar despre cine e vorba? Credincioși care s-au lăsat de bucăință. Iată ce ajunge un om fără slava lui Dumnezeu, ca niște animale. Cita fatele din Tit, capitolul 3, versetul 4, vreau să vă spun Tit, capitolul 3, versetul 3. Spune, că și noi eram altădată, rătăciți, robiți de tot felul de plăceri și de pofte, trăind în răutate și în pism. Auziți ce spune ultima parte a versetului? Vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. Dragii mei, tu și eu, nu eram vrednici de dragostea lui Dumnezeu, nu, nici vorbă. Nu eram vrednici, cum spune Psalmul, să fim zdrobiți ca niște viermi. Dar Isaia 12:1 nu ne lasă fără speranță. Ce în ziua aceea vei zice, te laud, Doamne, că ai fost supărat pe mine. Pun o întrebare, avea de Dumnezeu să fie supărat pe noi? Avea. Că El ne-a făcut numai bine și noi am întors spatele. Ai fost supărat pe mine, dar mânia ta s-a potolit. Cum s-a potolit mânia Domnului? Isaia 53, versetul 5, ultima parte a versetului spune, pedeapsa care nouă ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Măriți să fie numele Domnului. A plătit cineva în locul nostru și în loc să fim zdrobiți noi, a fost zdrobit El pentru noi. Trăiască Dumnezeul nostru. Amin. Amin. Psalmul 49, versetul 8 spune la fel. Ce răscumpărarea sufletelor lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Niciodată. Auzi ce? Nici n-aveam speranță, clar. Niciodată. Numai că spunea Domnul către cineva în Noul Testament, ceea ce la oameni este cu neputință. La Dumnezeu este cu putință. Tot în Cartea Psalmilor, 130, versetul 7, spune cuvântul acolo, Israele, pune-ți nădejdea în Domnul, la oameni niciodată nu se face răscumpărare, căci la Domnul este îndurarea și auziți, la El este belșug de răscumpărare. Și atât că pe noi care eram ca niște vieni, sortiți morții, ne-a răscumpărat Domnul și din nou ne-a făcut fii ai Lui. Trăiască Dumnezeul nostru, amin? Amin.
Acum mesajul care mi l-a pus Domnul pe inimă pentru seara aceasta, cum să ne pregătim pentru vremea sfârșitului, versetul 7. Sfârșitul este aproape. Este aproape sau nu? Păi dacă acum 2000 de ani când a spus Petru este aproape, păi cu atât mai mult acum, așa-i? Vreau să vă spun, înainte de a intra în pasajul biblic, sfârșitul câtorva luni, știți? Scriptura amintește 7 luni, amintește 3 din ele. 2 Petru, capitolul 2, versetul 5, spune așa. Căci dacă n-a cruțat el lumea veche, și l-a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprihănirii, auziți, lumea veche, de la Adam până la noi e lumea veche. A scăpat cineva din lumea veche? Da! Cine? Noe cu familia lui. Aici o să fac o mică remarcă despre lumea veche, dar trec la o altă lume. 2 Timotei, capitolul 4, versetul 10. Spune Apostolul Pavel, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, auziți, lumea prezentă, da? E lumea veche și acum e lumea prezentă. Lumea prezentă se apropie de final. Așa cum din lumea veche a fost izbăvit Noe cu familia lui și din lumea actuală putem fi izbăvit noi care îl iubim pe Domnul. Și este scopul nostru, nu? Doar de-aia venim la casa Domnului, că avem o nădejde să trecem din lumea aceasta în cealaltă lume. Evrei, capitolul 2, versetul 5. Spune cuvântul, în adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare, este o altă lume viitoare. Asta se apropie de final. Cerurile vor trece cu trosne, pământul și tot ce este pe el va arde. Dar noi ne nădăjduim la o lume viitoare, unde vom ajunge, măriți să fie numele Domnului. Oricine are nădejde aceasta, se curățește după cum el este curat, dragii mei, noi ne nădăjduim că într-o zi vom ajunge în lumea viitoare, împreună cu Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să revin la un pasaj biblic, să vedeți cum s-a finalizat lumea veche, să vedeți că lucrurile care au condus la finalizarea lumii vechi se repetă și astăzi. Și aceasta arată cu grăbire că lumea aceasta actuală se apropie de final. Este un pasaj biblic care l-am citit recent la noi la Lugoj, foarte rar să citește prin adunări, poate niciodată, Genesa, capitolul 4, de la versetul 17 la 24. Acolo unde vorbește despre urmașii lui Cain. Vreau să vă citesc 5 caracteristici ale lumii vechi, care au condus la sfârșit, au grăbit sfârșitul lumii vechi. Cain, împreună cu nevastă, s-a avut un copil pe care l-a numit Enoch. Spune cuvântul, Cain a început apoi să zidească o cetate și a pus aceste cetăți numele fiului său, Enoch. Dragii mei, când Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea lui, omul dormea sub cerul liber, n-avea casă. Încă sute de ani după aceea, urmăriți că de la Sem până la Avram sunt 10 spițe de neam. La 10 generații după Sem, Avram locuia în corturi încă. Într-o generație când oamenii dormeau sub cerul liber sau în cort, Cain, pentru fiul său, n-a făcut o casă. N-a făcut nici măcar un palat. Nu, n-a făcut niciun castel. A făcut o cetate. Grandomanie, opulență, risipă majoră. Este și astăzi? Din păcate, da. În timp ce lângă noi alții mor de foame, alții își permit luxul să cheltuie zeci de mii de euro numai pentru o baie. Dar, frați, în timp ce spune versul de poezie, alții vor și haine și pantofi mai mulți, alții ar vrea picioare și ar umbla de sculți. Trăim un veac în care risipa la cote alarmante. Unul moare de foame lângă tine și tu îți permiți să dărâm casă să mai faci alta mai deosebită. Am auzit cazuri din acestea. Au fost frați plecați în Occident prin anii 2000, dau un exemplu. Din anii 2000 au plecat în Occident și și-au făcut casa, acum 20 de ani, după standardele din 2000. Știi? Bineînțeles, casă mare, 7, 8, 10 camere. Dar nu s-au mai întors în țară să locuiască în case. O stat tot în străinătate și după 20 de ani casa nu mai corespunde la standardul actual. O demolat casa să o facă încă o dată. Cunosc 10 de cazuri. Nu semănăm noi cu Cain acesta? În timp ce alții dorm sub cerul liber, noi facem risipă? Dumnezeu să aibă milă de generația actuală, amin? Amin? Un alt lucru care îl vedem aici, spune cuvântul două versete mai jos, versetul 19, Lamech și-a luat două neveste. Numele unei era Ada și numele celelalte era Țila. Primul om care sparge tiparul de familie. La un moment dat au venit la Domnul și s-au întrebat, Doamne, este îngăduit să lăsăm nevasta pentru orice pricină? Moise ne-a dat voie, dar tu ce zici? Și Domnul Iisus, știindu-le viclenia, a zis, din pricina împietririi inimii voastre v-a dat voie Moise lucrul acesta. Dar auziți, de la început, n-a fost așa, cum a fost la început? Un bărbat și o femeie.
O spus Domnul, va lăsa omul pe tata și pe mama și se va lipsi nu de nevestele sale, de nevasta, una atât. Lamech își permite să spargă tiparul de familie și și-a două neveste. Trăirea în desfrâu, vă întreb, este azi în omenire trăirea în desfrâu sau nu? Niciodată în istorie nu a fost așa ceva. Pe acum, familia e compusă din, în unele situații, bărbați și bărbați, femeie și femeie. Am auzit, parcă și greu de spus, la culte penticostale din America, frații păstori au voie până la două divorțuri. Vă dați seama unde s-au ajuns? Vă dați seama ce derapaj puternic? Păcatul desfrâului a pătruns și pătrunde chiar în adunările sfinților. Să nu mai vorbim de lumea înconjurătoare, uitați-vă ce e prin școală astăzi. Uitați-vă situația în care se petrece în omenire și cum omenirea merge cu galop, galopat spre păcatul acesta. Și când odinioară Sodoma și Gomora s-au petrecut acele păcate grozave, Dumnezeu a fost nevoit să pună capăt. Și când în orașul Pompei era o paradă a oamenilor care trăiau în păcatul acesta al sodomiei, în momentul acela a erupt vulcanul Vezuviu înainte de Hristos și a stupat orașul acela. Și când în anii 2000 în New Orleans era parada gheilor, Dumnezeu în ziua aceea a îngăduit ca uraganul Katrina să măture orașul pe fața pământului, să șteargă acolo foarte multe cartiere. De ce? Dumnezeu nu suportă. Și totuși păcatul acesta continuă foarte mult. Foarte îngrozitor. Și alte păcate de genul acesta. Un alt lucru care îl vedem mai departe, două versete mai jos, spune versetul 21, una dintre nevestele lui Lamech a născut pe Iubal. El a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. O generație care era preocupată de petrecere, de muzică, să se simtă bine. Nu vedeți că și vremea de astăzi, am lucrat în urmă cu vreo 15 ani, câțiva ani de zile în Spania, și mai ales la spanioli este lucrul acesta, dar nu doar la spanioli, în general, în Europa, în general, în America de Nord, muncesc cu oamenii 5 zile și apoi în weekend cheltuie. O generație care știe să risipească, preocupată de petreceri, să se simtă bine, discotecile vinerea și sâmbătă pline. Să uita un coleg spaniol și mi-a spus că am trimis câteva, când lucram în Spania, n-am trimis câte bani acasă să-mi construiesc casa. Ce, tu faci economii? Da. Păi eu toți banii stric un weekend. Asta e generația vremea de astăzi. Nu mai știu oamenii să fie cumpătați, să strângă, să fie economi. Spune cuvântul despre Iosif, era economul casei lui Dumnezeu. Și prezbiterul ca un econom al casei lui Dumnezeu. Din păcate trăim vremuri când chiar în biserică, frații nu mai știu să economisească, știu să risipească, dragii mei. O generație preocupată de petrecere, de voie bună, să te simți bine, frate, azi să te simți bine. Spune următorul verset 22, ții la departe, aia a născut pe Tubal-Cain, făuritorul tuturor uneltelor de aramă și fier. Asta înseamnă progresul tehnologic al vremurilor noastre. Uitați-vă cum merg invențiile. Dacă acum 30 de ani în urmă s-au inventat telefonia mobilă și internetul puțin mai recent, uitați-vă cât de galopant a intervenit tehnologia aceasta și la un moment dat inteligența artificială care pune chiar în pericol omenirea, tehnologia, invențiile și ajută una pe alta. Și până la urmă unii oameni se laudă încă, mai și spun că au suficiente arme ca să distrugă pământul de 10 ori. La un moment dat spunea Ioel că o să vine vremea când oamenii din fiarele plugului își vor face săbii. Nu mai investesc în agricultură, ci investesc în armament. Că după război, de obicei așa este, după război următorul pas e foametea. Războiul acesta de la vecinii noștri, de la ucrainieni, asta nu ne spune ceva bine. Întotdeauna în omenire, după război, a venit o foamete cumplită. După primul război mondial, după al doilea război, mai ales că mai mari lumii, care stau în dosul ușilor închise, știu să arunce zarurile cum vor ei. Și așa cum provoacă criza artificială a COVID-ului, așa cum provoacă război artificiale, așa pot să provoace foamete artificială. Că ele joacă cum vor ei. Descoperirile acestea tehnologice, înaintarea în știință nu face altceva decât să grăbească vremea sfârșitului. Și în fine, ultimul verset 24, spune cuvântul Domnului, Cain, spunea Lamech către soțiile sale, va fi răzbunat de 7 ori, iar Lamech de 70 de ori, câte 7. O generație preocupată de ură, răzbunare, răutate, este și astăzi, din păcate. Păi spune cuvântul până acolo că fratele va da la moarte pe fratele său.
Copiii și părinții vor se vor scula unii împotriva altora, auziți? Copiii se vor scula împotriva părinților și îi vor omorâ. Că spune 2 Timotei capitolul 3 acolo la un moment dat, când vorbește, să știi Timotei că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele și printre altele, căci oamenii vor fi fără dragoste firească. Nu mai ține respectul de tată, de mamă, ce să mai spunem de slujitori? O, Doamne, păzește generația tânără, amin? Amin. Lucrurile acestea care s-au întâmplat atunci au grăbit vremea sfârșitului. Dar Dumnezeu l-a salvat pe noi și familia lui. Dragii mei, și noi avem harul acesta și credem lucrul acesta. Fiind copii al lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă și nouă șansă de salvare. În numele Domnului Iisus Hristos, binecuvântat să fie Domnul. Dar nu oricum putem ajunge la izbăvire. Nu oricum putem fi salvați. Pasajul acesta biblic pe care l-am citit ne arată câțiva pași, câteva lucruri pe care trebuie să le facem în vremea sfârșitului. Și primul verset pe care l-am citit spune cuvântul ajunge. Ajunge. Cochetam cu gândul să citesc un pasaj din cartea Efeseni, din altă parte a Scripturii, dar în timp ce frații cântau cântarea aceasta, ajunge zilele în cazul ei, am primit totuși îndemnul să citesc pasajul acesta biblic. Trei lucruri ajunge în Noul Testament, vreau să amintesc. Cântarea a fost inspirată din Matei capitolul 6, versetul 34, unde spune cuvântul Domnului așa. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Primul ajunge al Noului Testament. Ajunge zilei necazul. Nu mă îndoiesc că și dumneavoastră, și noi în România nu suntem scutiți. Vin frământări, ce se va întâmpla? A fost criza asta cu COVID-ul, acum e războiul, în Turcia cu tremur a fost. Au început și în România așa, mai mici cu tremure. Ce se va întâmpla? Avem incertitudine de viitor. Și ce frământările să ne vălească în mintea noastră? Vă spun ceva, dragii mei. Îngrijorările nu îți vor lua problemele de mâine, îți vor lua doar pacea de azi, atât. Doar bucuria de azi o ia. Nu ți-a problemele de mâine, doar bucuria de azi. Te face azi să nu te bucuri. Îngrijorările, spunea fratele Wumbrand, sunt ca și copiii. Cu cât le dai mâncare, crezi mai mari. Cu cât bați mintea mai mult acolo, mai mari se fac. Și de cele mai multe ori, 90% din cazuri, nu se vor întâmpla niciodată gândurile negre care sunt în mintea ta. Mergeau niște femei spre mormântul Domnului Iisus și aveau o îngrijorare. Cine ne va da piatra la o parte? Piatra era dată la o parte deja. Dragii mei, vreau să vă spun un lucru. Hristosul nostru trăiește, mărit să fie Domnul. Spune Isaia, capitolul 6, versetul 1. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie. Auziți, Ozia a murit. 52 de ani de domnie. Până la el niciun împărat n-a mai domnit așa de mult. Oamenii se obișnuiesc cu stilul lui de domnie. Măi, 52 de ani, un împărat echilibrat, o condus bine țară, un împărat bun. Avea strategie de război, avea investiții deosebite, livezi, mașini de război, tactică, o păzit țara bine, slavă Domnului. Dar au venit vremea când Ozia a murit și oamenii ce se întreabă, ce se va întâmpla după Ozia? Și Domnul arată la Isaia o vedenie. Chiar dacă Ozia moare, eu rămân pe scaunul de domnie. Vreau să vă spun un lucru, dragii mei. Orice s-ar întâmpla în omenire, Hristosul nostru domnește. Nu-L va da nimeni jos de pe tron. El este Domn în vecii vecilor. Mărit să fie numele Domnului. Ajunge cu necazurile, ajunge cu îngrijorările. Îngrădințează soarta în mâna Domnului. Încrede-te în El și El va lucra. Psalmul 37, versetul 34. Dragii mei, în vremea aceasta ne rugăm, Doamne, mărește-ne credința. Amin. Ajunge îngrijorărilor. Al doilea ajunge, Matei capitolul 10, versetul 25. Stătea Domnul de vorbă cu ucenicii și spune cuvântul Domnului, 10 cu 25, ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui. Adică, dragii mei, trebuie să recunoaștem, întotdeauna în Biserica lui Dumnezeu sunt cele trei categorii care i-l-a dat Domnul Petru, mielușei, oițe și oi. În altă parte, Apostolul Ioan făcea o altă comparație, copilași, tineri și părinți, cele trei categorii. Numai spune cuvântul, ajunge cu ucenicia, trebuie să fii ca învățătorul. Dragii mei, întotdeauna în poporul Domnului vor fi mai mulți mielușei, dar Domnul vrea să ne crească, să nu rămânem la starea aceasta. Vă citesc, cartea Efeseni, capitolul 4, iată care este dorința Domnului pentru noi, versetul 14, ca să nu mai fim copii, purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură. Și versetul următor 15, ci credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos.
Doamne, dă-ne biruință, amin. Nu cum spunea în altă parte cartea Evrei, voi care de mult trebuia să fiți învățători, sunteți tot prunci cu lapte. Mi-aduc aminte o expresie a fratelui Simeonuc pe care l-am cunoscut personal, era prieten cu tata, venea de multe ori la noi acasă și dădea un exemplu foarte frumos, practic. Niciun copil mic, când umblă în picioare, nu începe să umblă în picioare fără să cadă. Toți copiii când încep să umble, mai cad. Și spunea fratele, căderile nu împiedică creșterea. Dar este o vreme a căderilor. E ceva normal pentru un copilaș la 9 luni, 10 luni, un an și 2 luni să mai cadă din picioare. Dar pentru un tânăr de 20 de ani nu e normal să cadă din picioare. Acolo de aceea se cere maturitate. E ceva normal pentru cineva care acum vine la adunare, s-o pocăi, s-o botezat acum recent, să mai aibă anumite lunecări, e ceva normal. Dar nu-i normal după 20 de ani de pocăință să mai cânti cântarea la un frate care într-o adunare, vă 40 de ani, asta e cântarea lui favorită. Păcătos ca mine nu-i. Pentru după 40 de ani de pocăință ar mai trebui să mai schimbi gama puțin, frate. Ar mai trebui să mai crești puțin, omule. Tot acolo suntem copii, să vezi un tânăr că vine la adunare cu o sticlă cu bibiron, ce părere avea. Măi, ăsta e ceva problemă, e handicap, așa-i? Păi ajungi stării de ucenicie, trebuie să creștem. Doamne, dă-ne biruință, amin? Amin. Un al treilea ajunge în pasajul nostru, spune versetul 3, ajunge în adevăr, că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în chefuri, în ospețe, în slujirii dolești neîngăduite. Și spune versetul mai departe, de aceea se miră ei că nu alergați împreună cu el același potop de desfrânări. Dragii mei, haideți să punem și noi ajunge. Poate unii dintre noi ne mai încadrăm, poate, pe undeva, la un capitol din acesta. Nu vă cunosc pe toți, nu vă știu, dar tu te cunoști și Domnul te știe. Nu cumva se mai regăsesc din versetul 3 în viața noastră anumite lucruri? Și Domnul spune, omule, ajunge, oprește-te! Psalmul 46, versetul 10, spune la un moment dat Domnul, prin psalmist, opriți-vă! Și să știți că eu sunt Dumnezeu, dragii mei, Domnul te îngăduie, Domnul! Eclesiastul capitolul 8, versetul 11, pentru că nu se duce repede la îndeplinire hotărârea dată împotriva faptelor rele. Auzi, faci o faptă rea și Domnul nu imediat ia nu iaua. Domnul te îngăduie, dar știi de ce te îngăduie Domnul? În bunătatea lui zice, poate se trezește și scapă fără pedeapsă. Spune Costache Ioanid într-o poezie, pentru orice pată, du-te la izvorul salvător, că cu să o speli mai iute, cu atât iese mai ușor. Și Domnul bunătatea lui zice, mai poate să trezește, îi mai dau o șansă. Și omul știe ce zice în nebunia lui? Dumnezeu nu vede! Păi Dumnezeu nu-l interesează, mai face o dată. Și Domnul spune, îi mai dau o șansă și la 3-a oară, și la 10-a oară, și la 100-a oară. Și la un moment dat Domnul spune, ajunge, oprește-te. Oprește-te că altfel iau măsuri. Știi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dumnezeu nu pedepsește cu plăcere. Cei care aveți copii, sincer, cu bucurie îi loviți, când luați nuieluța. Nu. Parcă mai degrabă dăm în noi, așa-i? Nu cu atât mai mult Dumnezeu. Dar câteodată Dumnezeu e nevoit, pentru că întinde în coarda prea mult, să ia nuiaua. Ajunge, omule. În vremea sfârșitului, dragii mei, când va veni Domnul, va trebui să-ți găsească biserica lui și vă citesc tot Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 3, cum trebuie să fim găsiți noi la venirea Domnului, versetul 14. De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri să vină lumea viitoare, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui. Cum? Fără prihană, fără vină și în pace. Doamne, ajută-ne la o viață curată, amin? Apoi Apostolul Pavel ne spune și el în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1, pentru că ne-a chemat Domnul la Sfânta Pocăință și spune astfel, deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe praiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Până la capăt. Ajunge, dragii mei. Ajunge lucruri mici care strică viile care sunt în floare. Vă mărturiseam ceva de dimineață despre familia părinților, oricum și tata și mama sunt plecați la Domnul amândoi. Să vă mai un exemplu să vedeți cât de sensibil poate fi Domnul în unele împrejurări. V-am spus de dimineață cum primii 4 copii pe care i-a născut mama, Domnul mi-a făcut de cunoscut tatălui meu cum să le pună numele, înainte de a se naște. Când mama a rămas însărcinată cu al 5-lea copil, tata nu a primit de la Domnul cum să-i pună numele. La primii 4, tata a primit din partea Domnului. Când era mama însărcinată, nu era o ecografie ca acum. Spus, primul va fi băiat, îi pui numele Ioan. A doua va fi fată, îi pui numele Ana. Și așa a fost.
A treilea va fi băiat, îi pui numele Petru. A patra va fi fată, pune în mare. Exact așa poartă numele, fraților. La cincea sarcină, mama, tata n-a primit din partea Domnului și mama s-a bucurat. O zis mama, în sfârșit pun și eu nume la copii. Și în Biblie avea o foaie pe care avea patru nume. Două nume de băiețel și două de fetiță. O zis, dacă soțul meu Ștefan nu o să primească până nasc eu, din numele ăștia mă aleg eu ceva. Și tata, într-adevăr, n-a primit la al cincelea copil. Dar mai avea mama câteva zile să meargă la maternitate și au primit o scrisoare. Au primit o scrisoare de la o soră, sora Ana Chitu de la Iași, pe care am cunoscut-o personal, un vas al Domnului. Și scrisoarea aceasta scrie astfel. Sora Margareta, am primit de la Domnul că vei naște un băiețel și trebuie să-i pui numele Pavel. Pavel nu era la mama pe listă. Și zice mama, bine că tot eu nasc copii și tot alții le pun nume, să ne căzi mama. Deci și asta e important, nu cine pune numele. Zice, tot eu nasc copii și acum am sare rândul să pun un nume la copil. Să ne căzi mama și o zice mama, o să-l nasc și dacă e băiat îi pun numele Pavel, dar trimit la sora Ana la ea să-l crească sora măcar. Cine îi pune numele să-l crească? Câteva zile au luat o durere naștere, am mers la maternitate, a născut un băiețel, supărare au trecut, i-au pus numele Pavel. Un copilaj de gălaș frumos, cu minte, dormea noaptea și când avea 3 luni vine tata acasă de la servici și mama plânge în hohotele și nu se poate opri. Venit tata de dimineață, a uitat la servici, lucra în ture de la 7 dimineața la 7 seara, pe la 7:30 când a ajuns acasă, mama plângea de nu se putea opri și se duce tata, Margareta, de ce plângi? Nu putea să răspundă. Margareta, dar spune-mi că spune Scriptura să plânge cu cei ce plâng. De ce plângi totuși? Zice, când ai plecat de dimineață la servici, a avut febră, Pavel. S-a tot agravat situația. M-am gândit că vii seara acasă și îi faci ungerea. Sau îl ducem la spital. Dar înainte cu câteva minute de a ajunge acasă, a murit Pavel la mine în brațe. Și s-a dus tata, a luat-o după greșe, a zis, Margareta, nu plânge, că tu ai spus să-l crească cine i-a pus numele. Știi cine i-a pus numele? Domnul. Proverbe, capitolul 18, versetul 21, spune că viața și moartea sunt în puterea limbii. Auzi, o cârtire, nu o trebuie două, numai una. Unii o să spună, frate, dar stai puțin, că noi am făcut lucruri grave și nu ni s-a întâmplat așa ceva. Tu ești prea departe de noi, Domnule, vine puțin mai aproape. Tu ești prea departe, vine puțin mai aproape. Nu cumva să fii în starea aia în care să te fi lăsat Dumnezeu în puia pornirii inimii tale, că e foarte grav. Vine mai aproape de Domnul puțin. Pe cui să dă mult, îi se cere, cât îi se cere? Mult! Dragii mei, vedeți, spune cuvântul în cartea 1 Corinteni, capitolul 10. Acolo sunt enumerate câteva păcate pe care le-au făcut cei care au ieșit din robia egipteană și pentru care Dumnezeu i-a pedepsit. Doar două amintesc. 1 Corinteni, capitolul 10, spune versetul 8. Să nu curvim cum a făcut unii din ei. O, Doamne, ce păcat groaznic este. Într-o zi au murit 23.000. Două versete mai jos, auziți? Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei și au plătit tot cu viața. Da, noi ne păzim de păcatele mari și bine facem. Aveți grijă. Câteodată lucruri mărunte care nu le băgăm în seamă ne vor duce la moarte. Și cuvântul astăzi spune, pentru că Domnul e aproape, ajunge. Doamne, ajută-ne să ne punem viața în rânduială. Amin. Al doilea lucru care trebuie să-l facem în vederea așteptării venirii Domnului, versetul 7, care îl citeam, fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Aminteam și de dimineață aspectul acesta foarte pe scurt, mai amintesc ceva? Dragii mei, ceea ce am constatat eu în adunările noastre, ne lipsește viața de rugăciune. Ne lipsește viața de rugăciune. Rugăciunea de odăriță, cum spuneam, Matei, capitolul 6, versetul 6, tu când te rogi, du-te în cuie ușa după tine și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Dragii mei, trebuie să recunoaștem că de multe ori rugăciunile sunt scurte la adunare pentru că acasă aproape că suntem falimentari. Și Domnul îmi spune, venirea mea e foarte aproape. Pregătiți-vă rugăciune ca să-mi cunoașteți vocea. Așa de mult îmi place că atunci când Dumnezeu trebuia să-L ridice pe Ilie la cer, Ilie și slujitorii lui au știut ziua aceea. Dumnezeu nu o să ne spune cu ani înainte, nu facem calcule noi ca și alții, nu le dau numele. Nu facem calcule. Dar eu sunt convins că în zilele acelea mireasa va simți că vine Domnul. Mări să fie numele Domnului. Pentru că stai cu El în părtășie. Apostolul Pavel spunea, clipa plecării mele este aproape. Știa, nu? Pentru că stai în părtășie cu Domnul și cunoști glasul. Când stai în părtășie cu El, vei simți în inima ta că vine mirele. Mări să fie numele Domnului.
Cum stăm la capitolul rugăciune? În vremea aceasta vă provoc și mă chem și pe mine și pe dumneavoastră. Haideți să punem preț pe viața de rugăciune. Domnul să ne ajute, amin. Următorul verset, versetul 8, spune: mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Căci dragostea acopere o sumedenie de păcate, o dragoste fierbinte. Știți că atunci când e vorba despre dragoste, sunt câteva trepte, amintesc trei din ele. La una din trepte probabil că trecem toți examenul, poate că nu chiar toți. Roman, capitolul 13, versetul 10. Spune cuvântul Domnului acolo: dragostea nu face rău aproapelui. Dragostea nu face rău. Dragostea, deci, este împlinirea legii. Fii mulțumit că te ocolesc, este o poezie. Nu-ți fac rău. Dar oare asta e modelul dragostei care vrea Domnul să-l avem? Nu-ți fac rău. Nu. Este o treaptă mai înaltă. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 17 și 18. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Este o întrebare. Cum rămâne, copilașilor? Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Aici ne spune nu doar să nu facem rău, ci să trecem să facem binele. Spunea Psalmul 34, depărtează-te de rău și fă binele. Păi dau un exemplu. Cureți un ogor, îl sapi, îl ari, îl discui și ai curățat toate buruienile. Dar nu pui sămânță bună. Rămâne multă vreme gol? Nu, crezi chiar buruienile. Nu există să stai multă vreme în starea de neutru. Nu există. Nu face rău, dar dragostea trebuie să crească o altă stare. Să facă binele din toată inima. Cum stăm la capitolul acesta, dragii mei? Aminteam și de dimineață puțin, dar aici aș vrea puțin să accentuez. Dragii mei, să nu iubim, spune cuvântul aici a copilașilor, versetul 18, să nu iubim cu limba și cu vorba, ci cu fapta și cu adevărul. Vreau să vă accentuez puțin gândul acesta. Suntem chemați la o dragoste practică, o dragoste care să fie dovedită. Roman, capitolul 12, versetul 9, dragostea să fie fără prefăcătorie. Știți cum s-a apropiat Ioab de Amasa, erau verișori încă, și l-a apropiat, l-a prins de bărbie și așa de frumos l-a întrebat: e sănătos, frate? Și l-a și sărutat încă. Dar cu cealaltă mână l-a ucis. Asta e de multe ori dragostea dintre noi. Și cuvântul spune nu așa, nu, nici vorbă, nu asta. O dragoste care să se vadă în lume. Prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei. Când? Dacă vă veți iubi unii pe alții. Apostolul Pavel spunea, ce-i drept, toți umblă după foloasele lor. Dar hai să trecem la un exemplu practic, să mai trecem și la foloasele altora, dragii mei. Să avem în vedere și pe semenii noștri, dragii mei. Să fim în stare să întindem mâna la cei nevoie. Luca, capitolul 5, spune cuvântul că Domnul Iisus era într-o corabie a lui Simon Petru, predica Evanghelia. Și în timp ce Domnul predica Evanghelia, noroadele ascultau cu luarea minte, la un moment dat Domnul dă drumul noroadelor și spune lui Petru: depărtează mreaja, aruncă smejile de pescuire. Spune Petru: Doamne, toată noaptea n-am turdit, n-am prins nimica, dar dacă Tu ne spui, hai să mai încercăm o dată. Ce bine să asculți. O depărta corabia la dânc și când o arunca mreaja, spune cuvântul că au început să se rupă mrejile, mulți pești, mulți. Și au început să tagă pești în corabie. Și când o tași pești în corabie, spune ceva foarte interesant. Au început să afunde corabia. Știți ce se întâmplă? Atenție, frați din Occident. Belșugul vă poate scufunda corabia familiei. Am cunoscut multe familii care, cum spune Proverbe, capitolul 17, versetul 1. Proverbe 17 cu 1. Și mai bine o bucată de pâine uscată cu pace decât o casă plină de cărnuri cu ceartă. Am cunoscut suficiente familii care atunci când mrejile și corabile au fost goale, s-au înțeles de minune. Dar când au început să vină pești mulți în corabie, au început să scufunde corabia. Îmi vine în minte un gând, dar dau un exemplu. O familie de undeva din județul Vaslui, prin anii 90 ceva s-a întors la Domnul. Și când s-a întors la Domnul, dragostea din tâi nu era adunare în satul lor, la două sate distanță era biserică. Și mergeau cu căruța la biserică, cu carul, cu cai. Aveau niște cai slăbuți, dar cu aia mergeau la biserică și din satul lor mai luau un bătrân din satul următor, mai o familie, și ajungeau cu jumătate de oră înainte de a începe slujba, cu căruța. Prin anii 2000 s-au deschis granițele și au venit în Occident, nu spun țara, și s-au descurcat, a fost foarte harnic, foarte harnic, mai harnic decât trebuie.
Și au muncit și au luat oameni la lucru și au progresat și acum nu mai conducea doi cai de hățuri, acum conducea sute de cai putere de volan, știți? Numai că nu mai nimerea pe la adunare. Și și-au cumpărat un apartament și apoi mai un apartament și apoi mai un apartament și fiindcă avea multe apartamente, soția într-un apartament și el în altul până ori divorțat. Belșugul a fost cufundat multe corăbii. Cunosc multe familii care atunci când aveau bucate de pâine uscată sau prânzul de verdețiu, cum spune în altă parte Proverbe 14, era armonie în familie. Când ori dat de belșug, s-au scufundat. Au ce-a făcut Petru? Când au văzut că corabia lui se scufundă, spune cuvântul, au făcut semn tovarășilor lor, veniți aici. Hai să vă dăm și vouă că corabia voastră e goală, că vrem să ajungem și noi la mal. Auzi, când corabia ta e prea plină, vezi că la tine mai sunt, lângă tine mai sunt corabii goale. Pune și acolo ca să nu te scufunzi, să ajungă și ea la mal și tu. Vezi că lângă tine mai sunt corabii goale care au nevoie, oameni în lipsă. Ți-o dat Dumnezeu, Eclesiastul capitolul 5, versetul 19. Auzi ce spune versetul acesta. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva, Dumnezeu ți-o dat, capacitatea, mintea, ți-o dat-o Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a dat cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, auzi următoarea frază, să-și ia partea lui din ele, nu lua partea Domnului, numai pe a ta iau. Că unii spun așa, frate, eu nu sunt hoț, eu n-am băgat mâna în buzunar la nimeni, nu m-am buzunarul Domnului bagi mâna și vezi că într-o zi te vei arde. Ia partea ta, nu partea Domnului, ia-o doar pe a ta. Vi s-a întâmplat? Vreodată. Într-o zi treceam pe lângă casa unui frate și am avut un îndemn. Și dau 250 de lei, 50 de euro. Oi, nu-i mult, e puțin. Și te pune Domnul la probă. În timp ce mergeam în oraș, în Lugoș, cu ceva probleme, așa s-a nimerit că am trecut prin dreptul casei fratelui. Și fratele stătea pe bancă în fața casei. N-a dat bani și el stă pe bancă. Îi dai bani sau nu îi dai bani? Mi s-a împietit inima imediat. În ziua aceea a trebuit să plec până la Timișoara. Un radar scurs și 250 de lei exact. N-am dat la frate, am dat la poliție. Când am venit de la Timișoara, m-am dus iar la frate și dau și lui banii măcar, să fie lucrarea întreagă, știți? Dacă dădeam de la început, nu mai dădeam la poliție. Eu spun sigur, nu dai Domnului, de banii aia oricum nu te folosești. Exact ce aminteam înainte. Într-o zi Domnul va spune, ajunge. Partea Domnului oricum nu poți folosi tu. Ori la medic, ori la poliție, ori la asigurare, ori la accident, cumva, oricum se scurg. De la Saul până la Zedechia, ultimul împărat din Iuda, au fost 490 de ani. Tot al șaptelea an trebuia să fie an sabatic. În 490 de ani, 70 de ani, trebuia să lasă țara nelucrată. Au zis, da, ce știe Dumnezeu? Păi, dar noi avem copii de hrănit, frate! În fiecare an au lucrat țara. 490 de ani au răbdat Dumnezeu. Dar după 40 de ani, au zis, 490 de ani, au zis, vă duc cu Sila în Babilon. Știi cât i-au dus? Exact 70 de ani, până când țara își va ține sabatele ei. Nu vrei de bună voie să ia Dumnezeu cu Sila. Dar o întrebare foarte simplă. Cum crezi că ar fi mai bine? Cum ai alege? Să dai tu de bună voie și să ai răsplată? Sau să-ți ia Dumnezeu cu Sila mai mult și fără răsplată? Cred că e răspunsul simplu de dată, așa-i? Nu-i mai bine să dai tu de bună voie să ai răsplată de la Domnul? O dragoste nu cu vorba, ci cu fapta. Vezi că lângă tine mai sunt corabii goale. Mai pune în corabia aceea de lângă tine, că spune cuvântul, a împrăștiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veci, mări să fie numele Domnului. Să vă dau un alt exemplu. Trei evangheliști vorbesc despre un om vindecat cu mâna uscată. Matei, Marcu și Luca. Matei și Marcu spune că era un om care avea mâna dreaptă uscată. Mâna uscată. Numai Luca le spune care mână, mâna dreaptă. Luca, capitolul 6, versetul 6. În altă zi de sabat, spune cuvântul, Domnul Iisus a intrat într-o sinagogă și acolo era un om, Luca 6 cu 6, care avea mâna dreaptă uscată. Doar Luca ne spune, mâna dreaptă. Ultima parte a versetului, da? Era un om care avea mâna dreaptă uscată. Marcu și Matei ne spune că Domnul l-a vindecat, atâta ne spune. Foarte bine! Dar de ce trebuie să ne spună Luca că mâna dreaptă? Păi are o semnătate și asta. Ce înseamnă mâna dreaptă? Partea duhovnicească, partea Domnului. Psalmul 45, versetul 9. Împărăteasa, mireasa ta stă la dreapta ta. Întotdeauna partea dreaptă e partea Domnului, partea duhovnicească, da? Psalmul 118, versetul 16. Dreapta Domnului se înalță, dreapta Domnului câștigă biruința. Partea dreaptă, frate, partea dreaptă, partea Domnului. În altă parte spune Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 6. După ce Domnul stătea pe țărm și ucenicii nu știau că este Domnul, aruncați mreaja în partea dreapta curăbiei. Fapte, capitolul 7, versetul 55. 56.
În timp ce Domnul stătea, în timp ce Ștefan era împrușcat cu pietre, plin de Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Exemplele pot continua în Matei, capitolul 25. Oile la dreapta, capri la stânga. Auziți, omul cu mâna dreaptă uscată este creștinismul secolului 21, care stă foarte slab la lucrul Domnului. Nouă mâna stângă e sănătoasă. Pentru noi lucrăm de rupe normele. Nu cu mâna stângă e problemă. Mâna dreaptă e uscată. Partea Domnului. Cum stăm? Cum stăm fiecare în dreptul nostru? Dragii mei, este o provocare pentru tine și pentru mine. Stai bine? Mi-aduc aminte un frate de 86 de ani, într-o seară când s-a terminat slujba, vine, frate Filip, eu mai am puțin de trăit. Vreau să mai adun ceva în cer. Sincer, am apreciat. Un om la 86 de ani, în timp ce alții de la 50-60 de ani au probleme cu memoria, e la 86 de ani, mai are gândul veșniciei. Vreau să mai adun ceva în cer. Zice, vreau să adun jur câteva familii. Și a spus, frate Pavel, vine miercuri dimineața, la ora 8 dimineața, și o să mergem la câteva familii. Vă spun sincer, eu am uitat, fratele, nu. La ora 8 dimineața bate la ușă, îmbrăcat ca de biserică, frate Filip, am venit să mergem. M-am dus, într-adevăr, la câteva familii, dar expre am lăsat ultima familie care era mai înglotată în probleme, ultima. Și la fiecare familie, fratele, a lăsat o sumă de bani și când au văzut situația la ultima, ar fi dat mai mulți bani, dar nu avea mai mulți bani la el. O lăsat ultimii bani pe care avea. Și când am plecat spre casă, mi-a părut șoadă expresia lui, deci, așa interesantă, zice, frate Filipe, dar ăștia-și pe geantă. Adică atunci când ai pană la roată, știi, și nu mai poți să înaintai, ești pe geantă, știi? Și că ăștia-și pe geantă, frate. Ai uite ce frumos, la 86 de ani vrea să mai adune ceva în cer. Să vă spun și alt caz. Într-o adunare se făcea colectă pentru să se schimbe instalația de căldură. Caloriferele, centrala. Și spunea un tânăr, măi, eu n-am obicei să mă uit cât pun frate la colectă, dar lângă mine un frate a scos banii din buzunar și a început să numere. 1, 2, 3, 4 lei au pus în colectă. Foarte bine, Domnul primește și 2 bănuți ai văduvei. La scurtă vreme, însă, fratele bătând a murit. Și la scurtă vreme a murit și soția lui. Și n-avea copii, n-avea urmași. Dar a rămas casa la un nepot. Și un nepot s-a dus să facă curățenie. Și când a făcut curățenie, a luat o geacă din cuier și a pus-o în altă parte și a văzut că trage într-o parte. Și când s-a uitat, într-un buzunar era într-un plic 65.000 de euro. Dar pentru Domnul a avut 4 lei. Știi de ce spun asta? E vorba de tine și de mine, frate, care avem mâna dreaptă uscată. Nepotul ăsta, el nu era cu pocăința, era cu pariuri sportive. Era cu jocuri de noroc. 100 de euro, 1.000 de euro, 5.000 de euro, în câteva luni de zile 65.000 de euro. I-a tocat. Și când am văzut că a pierdut toți banii, i-a zis, o să-i recuperez eu. Vând casa și ne recuperez tot. Evident că a pierdut și casa. Da. Pentru că în loc să te mici înainte, nu poți să iei cu tine nimic, omule, când pleci din lumea asta. Alexandru Macedon cu mâinile goale, și-a cucerit toată lumea, dar nu iau nimic. Dar poți face ceva. Poți să te miți înainte. Eram în data de 7 decembrie, anul trecut, în Burundi și în Etiopia. Am vizitat un orfelinat. Și ne-am dus să vizităm orfelinatul și ne spunea administratorul cu lacrimi, mi-a spus, Dumnezeu vă ajuta să ajungeți aici. Mai aveam orez pentru câteva zile și am provocat și aproape de 100 de copii să se roage la Dumnezeu în data de 25 decembrie, când se sărbătorește nașterea Domnului, să ne trimită orez, să avem ce da mâncare la copii. Orezul brut. Le-am dus câteva sute de kilograme de orez și de fasole. Le-am dus să vedem dormitoarele și într-o cămăruță 3x3 jumate, într-un pat etajat, dormeau 8 fete, 4 pe o saltea, 4 pe alta, saltea de 1 metru, nu foarte mare, 1 metru pe 2 metri, 4 jos, 4 sus. Ne-am dus să vedem dormitorul băieților și, într-adevăr, tot așa pe un pat etajat, dormeau 8 băieți, 4 jos, 4 sus, zice cineva, uite-te la garderoba lor. Când m-am uitat la garderoba lor, era o valiză, o geantă cu care merg la avion, în care erau haine pentru 8 băieți. Un schimb de haine, atât aveau. Spuneau fratele din Mozambic, când au predicat Evanghelia, acolo s-au hotărât câțiva de botez, candidații pentru botez l-au rugat frumos, vă rog frumos, să ne botezați într-o zi când e soare afară. Dar de ce? De ce trebuie neapărat să fie soare afară? Nu avem alte haine cât hainele de pe noi, să se usuce mai repede puțin. Nu vi se pare că noi zidim cetăți ca hain? Că facem risipă în timp ce alții lângă noi. Alții lângă noi au nevoie. Am întrebat odată un copilat de 5-6 ani când a fost în Uganda, a fost și în Uganda de câteva ori. Chiar anul acesta am fost în Zambia. Am întrebat un copilaș,
care e dorința ta când ajungi mare? Ce dorești? Și a spus copilașul, aș vrea să mănânc o dată, să mă satur. Asta era dorința lui. Nu cumva mai trebuie să mai destelenim puțin mâna dreaptă? Poporul Israel are ieșire la patru mări. În partea de sud, la Golful Eilat, ieșire la Marea Roșie, o scurtă ieșire. În partea de vest, ieșirea la Marea Mediterană. Mai sunt două mări foarte cunoscute, Marea Tiberiadei, Marea Galilei. Intră Iordanul, formează lacul acela de acumulare, de apă dulce, unde cresc pești. Acolo Domnul a umblat pe mare, a potolit furtuna, a lucrat deosebite, pescuirea minunată. E plin de viață. Iasă Iordanul din Marea Tiberiadei, curge mai departe și intră în Marea Moartă. Și formează Marea Moartă. În Marea Moartă nu, nici alge nu trăiesc, nici o specie de pește, nici o plantă, măcar nimic. Știi de ce? Acolo nu mai intră Iordanul și acum eu pun o întrebare ție și mie. Buzunarul tău, contul tău, portofelul tău, seamănă cu Marea Moartă sau cu Marea Tiberiade? La Marea Moarte nu mai intră în buzunar, nu mai intră în cont și atât, nu mai iasă nimic pentru Domnul. Păi acolo e mordăciune, frate. La Marea Tiberiade intră, dar și iasă. Verifică din buzunarul tău când o ieși tu ultima dată pentru Domnul, dar să simți. Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nu cu vorba, că la declarații suntem buni. Cu fapta și cu adevărul. Dragostea nu face rău. Primul nivel. Dragostea face bine, al doilea nivel, al treilea nivel. Haideți să vă arăt al treilea nivel. Știm noi toți versetul de aur al Scripturii. Ioan 3:16. Are un corespondent. 1 Ioan 3:16. Iată ce spune aici. 1 Ioan 3:16. Noi am cunoscut dragostea lui Dumnezeu. Prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Auzi ce spune mai departe. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frații. Un alt nivel. Să fii stare, nu să faci un bine sporadic. Evanghelia după Ioan, capitolul 15, versetul 12. Iată ce spune versetul 12. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu. Nu este mai mare dragoste, auzi, cel mai mare nivel de dragoste. Nu este mai mare dragoste decât să-ți dea cineva viața pentru prietenii săi. Auzi, să fii în stare chiar să-ți dea viața pentru semeni, pentru prietenii tăi. Iată ce spune Roman, capitolul 16, versetul 3 și 4. Spuneți sănătate Priscilei și lui Acuila, tovarășii mei de lucru în Hristos Iisus. Tare! Și-au pus capul în joc pentru mine. Le mulțumesc, nu numai eu. O, Doamne, dacă nu era Acuila și Priscila, cine știe câte epistole poate n-ar fi fost scrise? Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că a fost un Acuila și un Priscila care și-au pus capul în joc să-l salveze pe Pavel. L-au salvat pe Pavel ca să mai fie la dispoziția lui Dumnezeu să ne mai scrie epistole. Oameni în stare să-și dea viața pentru alții. La ce nivel suntem noi? Poate nu suntem în stare să băgăm nici mâna în buzunar, dar minte să ne dăm viața. Doamne, fă ca în viața noastră să fie dragostea aceea fierbinte, amin? Amin. Cum să ne mai pregătim pentru vremea sfârșitului, spune cuvântul mai departe și timpul înaintează, trece așa de repede timpul, dar mulțumim Domnului că trece timpul și ne apropiem de Domnul tot mai mult. Tatăl meu avea o rugăciune, n-am înțeles când eram copil, n-am înțeles. În fiecare seară se ruga lucrul acesta, în fiecare seară. Ne aduna la rugăciune când eram împreună, în fiecare zi de câteva ori ne rugam. Dar seara avea rugăciunea aceasta, deosebită. Doamne, îți mulțumesc că am mai trecut încă o zi din viața mea și sunt mai aproape de Tine. Eu am auzit rugăciunea altfel. Foarte mult, de multe ori am auzit. Doamne, îți mulțumesc că ai mai adăugat o zi la viața mea. Doamne, mai adaug una și dacă l-am ajunge pe Metusala, ce bine ar fi. Noi spunem ce bine în rai, dar nici care nu vrem să murim. E foarte interesant, așa e? Cât e de bine în cer, dar nu vrem aici pe pământ, frate. Acum, sigur, nu sunt de acord să cer ca să mor, nu asta e vorba. Dar să fii desprins de pământ, să nu mai ai rădăcini așa de mult înfipte. Când tatăl meu la 63 de ani a trecut la Domnul, în vremea aceea a fost într-o suferință, fratele care au rămas să conducă adunarea o perioadă, o provocat postul estere. Eu zis, toată biserica, 3 zile de post ca Domnul să atingă de fratele Ștefan. Și dintre frații mei de trup, am fost primul care am ajuns acasă și a spus, tata, uite, fratele Nelu Dubic, a provocat biserica postul estere ca să Domnul să dea vindecare. Și tata a spus, nu trebuia să pună biserica la post, eu vreau să plec la Domnul. Și a plecat la Domnul. Oameni desprinși de pământ, dragii mei. Oameni care au fost dezlegați de lucrurile acestea. Spune cuvântul mai departe aici, vreau să vă citesc. Ce mai trebuie să facem în vremea aceasta a sfârșitului, versetul 10? Ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Acum,
Rămânem la același capitol, capitolul 4, versetul 15. Auzi ce spune aici. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț, ca făcător de lele, să auziți, ca unul care se amestecă în treburile altuia. Cuvântul spune fiecare la locul lui, nu treaba altuia. Nu ați întâlnit unii din adunare care știu ce trebuie să facă păstorul, dar ce trebuie să facă ei, aia nu știu. Ei știu să dea lecții la păstor, la prezbiter, la conducător, numai despre ei nu știu. Așa de mult îmi place că famenul etiopian spune în Fapte capitolul 8, vă citesc versetul acesta ca să nu îl găsesc, Fapte capitolul 8, după ce a fost botezat de Filip, spune cuvântul versetul 39. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip și famenul nu l-a mai văzut. În timp ce famenul își vedea de drum, ce frumos, să-și vezi de drumul tău, plin de bucurie. Dar unii văd ce trebuie să facă alții, știu despre alții, dar despre ei nu știu. Vorbeam o dată acum recent la noi despre defectele de vedere, bolile de ochi. Și una dintre ele este daltonismul, cei care nu pot să vadă culori, să deosebească culorile. Este o boală, oameni care văd ca pe timp de noapte, alb-negru. Este foarte interesant. Pe ei se văd alb și pe toți îi văd negri, știți? Daltonismul spiritual. Ei sunt buni, toți sunt răi, nu mai ești bun. Doamne, vindecă-ne de orice orbire spirituală, amin? Fiecare la locul lui, la locul lui. Să-ți cunoști locul. Degeaba vrei tu să dai lecții nu știu cui când tu nici măcar nu-ți cunoști locul. Sunt câteva trepte care conduc la cunoaște locul, desigur, timpul nu ne permite să vedem care sunt treptele ca să ajungi să-ți cunoști locul și chemarea în trupul lui Hristos. Amintesc ultimul gând, versetul 11, ce trebuie să mai facem în vremea sfârșitului, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, dragii mei, mă rog pentru frații care dau de aici învățături de la acest amvon să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, amin? Să lase Domnul locul acesta un duc de înțelepciune, amin? Să se dea hrană poporului, dragii mei, foarte important. Am văzut că multe adunări se golesc adunările pentru că frații nu mai dau hrană aceea consistentă. Și ca un sfat pentru frații care vorbesc din cuvânt. Păziți-vă să copiați predicile de pe internet. Păziți-vă. Predicile de pe internet nu fac altceva decât să omoare poporul. Asta e moartea predicatorilor. Nu copiați predicile niciunui predicator, cât ar fi el de iscusit. Mai degrabă puneți-vă pe genunchi în rugăciune acasă, cereți de la Domnul călăuzire și Dumnezeu vă va da niște cuvinte simple, dar care vor atinge inima poporului. Spunea un frate, la Leneș, Dumnezeu le dă din oficiu. Ploaie și buruieni, ăsta din oficiu. Nu? La agricultură. Din oficiu ploaie și buruieni. Vrei recoltă? Pune mâna pe sapă. Păi tu vrei să scurgă din cer, dar tu n-ai citit nimic acasă. Păi Apostolul Pavel a spus, eu am vorbit cuvinte adevărate și chipzuite. Păi Avram o săpat niște fântâni și au venit filistenii și l-au atupat. Dar Isaac încă o dată o săpat fântânile, au știut. Este ceva vital să ai o sursă de apă. Dragi predicatori, atenție să vă spun. Biserica are nevoie de apă vie din partea lui Dumnezeu. Și ca să ajungi la apă, trebuie să sapi, omule. Trebuie să cercetezi, trebuie să aprofundezi. Nu veni cu predici copiate, cu surogate. Păi dacă te duci la vamă și spune vameșul, prezintă buletinul și tu îi dai copie, te lasă să treci. Ce mai cu copia, du-te înapoi în Germania. Trebuie originalul să vii. Nu veni cu copii de predici, că nu impresionezi pe nimeni. Într-o adunare predica un frate bătrân cu har, cu înțelepciune de sus. Și un tânăr o registra predica. O zis, măi, ce însoțire a avut fratele ăsta. S-a dus acasă, a ascultat predica până a învățat-o pe de rost. S-a dus și el în altă adunare. A învățat și el predica aia. A predicat aceeași predică. Fără har, fără ungere, fără nimic. Și după un timp s-a întâlnit tânărul cu bătrânul. Măi, frate, când ai predicat acolo la seara de rugăciune, cum te-a însoțit Domnul? Ce bine a fost. Frate, aceeași predică am predicat-o și eu, dar nu mi s-a dat, frate. Și fratele a zis, e bine să fii voce, nu ecou. Că ecou nu se înțelege, știți. Sunt prea mulți papagali în vremea de azi, dați-mi expresia. Predicatorul papagali, spune ce-au spus alții. Dar n-are nimic primit de la Domnul. Stai în legătură cu Dumnezeu și Dumnezeu îți va descoperi și ție. Mărit să fie numele Domnului. Mă apropie de încheiere, însă nu înainte de a spune ceva din ultima parte a versetului. Motivația corectă a noastră în slujire. Auzi ce spune ultima frază. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu se uită la motivația pe care o ai. E cineva care are o motivație ascunsă. Niciodată nu va judeca drept. Va judeca în funcție de motivațiile lui ascunse.
Dar dacă motivația noastră este ca în urma slujirii noastre să fie slujit Dumnezeu, să fie înălțat Dumnezeu, să fie preamărit Dumnezeu, Dumnezeu va primi jertfa noastră. Mărit să fie numele Domnului. Vă spun aici un gând, un prieten cu care am colaborat mult în lucrarea Domnului, într-o împrejurare, într-o adunare mare de câteva sute de membri, predica cu ungere de sus. Frații erau cercetați, câțiva lăcrimau de bucurie, cum l-a însoțit Domnul. Și când încheia predica, a venit cineva, știi că cineva vine. Ai fost grozav, le-a plăcut la frați. Dar fratele, eu știu, ăsta e înapoi a mea. Dar spune cuvântul că diavolul l-a lăsat pe Domnul Iisus până la o vreme, a venit iară. În timp ce mergea cu mașina spre casă, a venit iară. Auzi, ce șirete diavolul? Sigur că Domnul ți-o dat. Dar cât te-ai pregătit tu săptămâna asta și câte rugăciuni ai avut și a doua oară l-a prins cu garda jos, știți? Ca la box, a avut garda jos și i-a dat diavolul una, știi? Și i-a primit și în inima lui puțin, că și el ceva a avut acolo, un merit mic, știi? Și a doua zi la locul de muncă era să-l bată pe șeful lui. Și zice, Domnul, ce zici? Ești însoțit acum? Ai har? Ce vrei ai? Și Doamne, iartă-mă că ieri pe mașină ți-am furat slavă, iartă-mă, că de-aia am ajuns aici. Și a început să plângă. Duminica următoare plica un alt frate, adunarea în clocul, plângea. Și fratele, o să-l aștept pe prietenul meu să-i spun că o să fie cercetat de Duhul de mândrie, să fie atent, să nu primească. S-a eliberat adunarea și fratele stătea pe hol. Și aștepta să vină fratele lui să-i spună, ai grijă că o să vină Duhul de mândrie peste tine, să te cerceteze, să nu-l primești. Dar așa s-a întâmplat, când s-a rugat la fratele, o soră bătână zice, frate Emil, vine puțin, am ceva de povestit cu tine. L-a luat și-a plecat fratele, s-a dus. A doua zi îl întâlnește fratele Emil pe al doilea frate prin oraș cu capul pe jos. Măi, ce-i cu tine? Măi, așa o ispită am avut, așa am căzut. Și a zis fratele, am vrut ieri să te avertizez, să spun că o să dai un examen. Dar se pare că trebuie să dai examen fără să copiezi la lecție. Să-l dai pe cont propriu. Dragi frați, dărnicia, postul, rugăciunea, orice facem noi, trebuie să aibă o motivație, să fie slăvit Dumnezeu că merită. Slăvit să fie numele Domnului că merită. Glorie Domnului în veci de veci. Amin. Mulțumim Domnului pentru cuvântul Lui pe care El ne-l-a dat și în această după masă. Slăvit să fie numele Domnului. Cum poți ajunge sau cum putem să ne pregătim pentru vremea sfârșitului? În primul rând, spunea fratele Filip, ajunge să punem capăt, să punem punct îngrijorărilor, stării noastre de păcat, în al doilea rând să fim înțelepți.